Și opresc voi cu dumneavoastră, știi? Spre exemplu, nu, că e din Pașcani. Din care Pașcani? Din Spania, care? E chiar din Spania, e văzut că sunt din Pașcani. Și nu știu cum să iei, de la bun și eu. Ce vezi din ceva? Hai să iei pe mici. Cu ce-i vorba? Nu am, că-i papăbă. O să-i închis? Stimați colegi, prin dispoziția numărul 371, primarul Comunii Miroslăvești convoacă ședința publică ordinară în data de 26.07.2013, ședință care vizează următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulilor și dispozițiilor specifice de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat al Comunii Miroslăvești, județul Iași. 2. Proiect de hotărâre privind interzicerea comerțului ambulant pe teritoriul administrativ al Comunii Miroslăvești, județul Iași, în afara locurilor speciale autorizate, târguri, piețe, uboare. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunii Miroslăvești, județul Iași, aprobat prin hotărârea de guvern 1354/2001. 4. Proiect de hotărâre privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată cu asociat unic, Consiliul Local al Comunii Miroslăvești, județul Iași. 5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Miroslăvești pentru ședința următoare, luna următoare din 2013. 6. Prezentarea raportului de activitate a situației cu privire la veniturile și cheltuielile angajate în anul 2012-2013 de către domnul director Bogaș Tolcău Gheorghe pentru școlile Miroslăvești, Sărci și Leșeni. 7. Prezentarea evaluării gradului de îndeplinire a prevederilor legale de către autoritatea publică locală din Miroslăvești, în urma controlului efectuat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mihail Grigore Struza al județului Iași. 8. Prezentarea procesului verbal de situație a somației imobiliare, întocmită și transmisă de biroul executorilor judecătorești asociați, Măriuță Ioan și Măriuță Lăcrămioara, având în vedere executarea silită, formulată de creditorul SECE Adams SRL Pașcani prin avocat Gafon Ilian, în baza titlului executoriu a sentinței civile 2122/2011 pronunțată la Tribunalul Iași în dosarul 1996/99/2011. Hotărâre investită cu formulă executorie pentru plata sumei de 82.019 lei. 9. Prezentarea raportului de activitate a domnului consilier local Neofet Florin. Supun spre aprobarea dumneavoastră ordinea de zi. Vreau să vă rog, președinte, vin cu o hotărâre privind organizarea învățământului la nivelul Comunei Miroslăvești pentru anul școlar 2013-2014. Deci trebuie neapărat să avem hotărârea Consiliului Local, așa, privind organizarea învățământului în Comunei Miroslăvești pentru anul școlar 2013-2014. Da. Da? Să explici. Da. Deci facem o adicție la prezenta ordinei zi și vom prinde și acest proiect. Da. Deci, supun spre aprobare ordine de zi a ședinței de astăzi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă.
am proces verbal al ședinței Consiliului Local din luna anterioară. Le-am citit, da? Deci, proces verbal în piața 28.6.2013, în ședința extraordinară publică a Consiliului Local de Rosovești, care are loc în locală Consiliul Local de Rosovești, ședință convocată primarul Comunii Rosovești, data 25.6.2013. La ședință participă un număr de 12 consilieri, din total de 13 consilieri aflați în funcție. Precizăm că la ședința Consiliului Local de Rosovești mai participă și domnul Ionuț Gospodar, primarul Comunii Rosovești. După efectuarea prezenței și înscrierea consilierilor municipiului de prezent al consilierilor, pe baza de semnătură, domnul consilier Poptoaie Ior, președinte de ședință, supune spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de 3.6.2013, proces verbal pus la dispoziția consilierilor în timpul timp, afișat la data de 3.6.2013, pe care consilierii la formă în unanimitate de voci. În continuare, domnul consilier Poptoaie Ior, președinte de ședință, supune spre aprobare următoarea ordine de zi. 1. Prede hotărâre privind aprobarea oportunității și necesității realizării obiectivului amenajare prin pavare, curte, școală, veșteni, Comunale Rosovești, județul Iași. 2. Prede hotărâre privind asocierea Comunii Rosovești, județ Iași, cu parteneri publici, privați și reprezentanți ai societății civile în vederea constituirii asociației grupului de acțiune locală Codrii Pașcarilor. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității și necesității realizării obiectivului amenajare locului de parcare în fața instituțiilor publice din Comuna Rosovești, județul Iași. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unei taxe de utilizare a terenului de sport din cadrul bazei sportive din Comuna Rosovești, județul Iași. Și 5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local pentru 1 iulie. Domnul consilier Copțaie Vot, președinte de ședință, prezintă proiect de hotărâre la primul punct al ordinii de zi, privind aprobarea oportunității necesității realizării obiectivului. Nu mai știu, nu? Da. Dacă sunteți de acord cu procesul verbal încheiat la ședința anterioară, cine este pentru? Împotrivă? Abține. Abține. Da, o abține. Da. Dar vom începe cu primul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulilor și dispozițiilor specifice de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat al Comunii Rosovești, județul Iași. Hotărârea numărul 34 privind aprobarea regulamentului măsuri de utilizare a focului deschis și a fumacului. Deci măsuri de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat al Comunii Rosovești, județul Iași. Consiliul Local al Comunii Rosovești, județ Iași, având în vedere prevederile articolului 15 și articolul 19 din legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, având în vedere prevederile articolului 12, ordinul 163/27 al Ministrului Administrației Publice, Administrației și Interior, pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor, având în vedere prevederile articolului 3, și articolul 4 din Ordinul 712/2005, modificat și completat cu Ordinul 786/2005, pentru aprobarea dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență. Având în vedere prevederile hotărârii Guvernului 1492 în 2005, privind organizarea serviciilor profesionale pentru situații de urgență. Având în vedere prevederea ordonanței Guvernului 21 din 2004 privind organizarea Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență. Având în vedere prevederea legii 481/2004 privind protecția civilă republicată în 2008. Având în vedere notații fundamentale 6285 din 26-6-2013 privind aprobarea regulilor și dispozițiilor specifice
de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat al Comunei Miroslovei, județul Iași. Hotărăște. Se aprobă regulamentul. Măsuri de utilizare a focului deschis și a fumatului, în paranteză măsuri de apărare împotriva incendiilor, pentru domeniul public și privat al Comunei Miroslovei, văzut la anexa 1, parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Punerea aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de șef serviciu situații de urgență și protecția muncii și prezidiului. Articolul 3. Secretarul Comunei Miroslovei Județean va comunica un exemplar de pe prezenta instituției prefectului județului Iași pentru control și legalitate. Primarul Comunei Miroslovei, inspectoratul pentru situații de urgență a județului Iași. Aici avem un regulament care este. Deci scopul care este? Scopul este prevenirea și reducerea riscurilor de producerea incendiilor, de asigurarea condițiilor pentru limitarea propagării și dezvoltării incendiilor, precum și de protecția bunurilor și mediului împotriva efectelor incendiilor. Timpul utilizării focului deschis la arderea miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale, precum și cu ocazia fumatului. Având în vedere că s-au întâmplat în ultimele comune a venit foarte nedorit, din cauza asta dau totuși puțin citire, că acum urmează perioada miriștilor. Prevederile se aplică pe întreg teritoriul Comunului Miroslovești, care poate persoane fizice și juridice. Reguli, măsuri de apărare împotriva incendiului la utilizarea focului deschis. Reguli și măsuri cu caracter general. Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă. În locuri cu pericol de incendiu în care se aplică această interdicție, se vor stabili și marca cu indicatoare de interzicere, atenționare și avertizare de persoanele în drept. Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incitele unităților și în gospodăriile populației se face numai în locuri special angajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau alte vecinătăți. Arderea resturilor vegetale, broaielor, deșeurilor și altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate pe terenul pregătite cu luarea măsurilor ce se impun pentru indicarea propagării focului la vecinătăți. Asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității. Arderea miriștilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii. Deci utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 de metri față de locurile cu pericol de explozie, gaze, lichide, combustibile, vapor, inflamabile, explozive, etc., respectiv 10 metri față de material sau substanțe combustibile, lemn, hârtie, textile, carton, asfaltat, bitum, ulei, fără a fi supravegheat și asigurat cu măsuri corespunzătoare. Persoane care răspund potrivit legii de creștere, educare și îngrijire a copiilor vor lua toate măsurile pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii. Știți, foarte bine că la noi la Beșeni, anul trecut, parcă chiar s-a întâmplat. Da. Reglementarea lucrului cu foc deschis. Administratorii, operatorilor economici, conducători instituțiilor care își desfășoară activitatea pe raza comunului Miroslovești vor reglementa prin dispoziție scrisă modul de executare a lucrărilor cu foc deschis pe teritoriul unităților pe care le reprezintă. Reglementarea lucrului cu foc deschis se va face cu respectarea prezentelor dispoziții și presupune stabilirea locurilor unde periodic sau permanent se pot efectua lucrări cu foc deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deșeurilor combustibile, curățenie prin ardere, precum și persoane care le supraveghează, stabilirea, marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis, normalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc, descrierea producerii de emitere, semnarea, aducerea proștii și păstrarea permisului de lucru cu foc, aprobarea unor instrucțiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru loc deschis. Mă grăbesc că tot. Distrugerea prin arderea unor deșeuri sau reziduri combustibile se efectuează cu respectarea legislației specifice privind protecția mediului. Efectuarea lucrărilor cu foc deschis, efectuarea lucrărilor pe sudare, tăiere de pireți sau altor asemenea operațiuni care prezintă pericol de incendiu, construcție civile publice privind programului cu publicul, în instalațiile tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, depozite sau în alte spații cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanțelor combustibile este interzise. Lucrările prevăzute la alea cu se pot executa în spațiile respective,
Numai după ce s-au luat măsuri pentru evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseilor de conducte ori al utilajelor, aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare și stingerea incendiilor. Înaintea începerii executării lucrărilor cu foc deschis, administratorii operatorilor economici, conducătorii instituțiilor sunt obligați să asigure instruirea personalului de execuție, control și supravegherea asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Lucrările cu foc deschis se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, al cărui model este prezentat în anexa numărul 4 la ordinul ministru apărării 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor, publicată în monitor oficial numărul 216/2007, partea 1. Permisul de lucru cu foc se întocmește în două zile de către persoană mobilizată din cadrul operatorului economic instituției, din care unul se mâniază șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunea cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent. Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant de emitent. Măsuri de apărare împotriva incendiilor prevăzătoare de timpul și după executarea lucrărilor cu foc deschis. Șeful sectorului de activitate, atelier, secții, depozit, instalații, în care se execută operațiuni cu foc deschis, are obligația să asigure măsuri pentru pregătirea locului, instruirea personală, controlul după terminarea lucrării. Executantul lucrării are obligația de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente și aparate în bună stare de funcționare. Toate echipamentele și aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului. În timpul executării lucrurilor cu foc deschis se va asigura supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii și a traiectoriilor scânteilor sau particulilor de materie incandescente și intensității fluxului de căldură, strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă. Închiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de acetilen, dar pe durata întrerupere de sectorul lucrării de 16 minute. Interzicerea agățării arzătoarelor, chiar stinse de buteliile de oxigen sau de generatoare de acetilen. Neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau lucrări pe scări, schele, etc. Evacuarea carbitului din generator în cazul întrerupere de lucruri pe perioada mai îndelungată. După terminarea lucrării, șeful sectorului de activitate va asigura următoarele măsuri, verificarea lucrurilor în casă excepta lucrarea, precum și spațiile adiacente și cele situate la codele interioare sau superioare pentru a constata dacă s-au creat focare de incendiu, zone incandescente, miros de ars sau de gazări de fum, etc. Descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă și luarea de măsuri în consecință. Verificarea la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și imediat apropierea acesteia. Depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare. Reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării. Colectarea slabului de carbit în containere destinate acestui scop și depozitarea acestor într-un loc special amenajat. Și măsuri de apărare împotriva incendiului în timpul utilizării focului deschis la arderile miriștilor, vegetație uscată și resturi vegetale, reguli și măsuri cu caracter general. Miriștea este terenul agricol pe care au rămas după repetare forțele interioare ale culturilor de cereale perioase sau de altor plante cultivate. Vegetația uscată o reprezintă plantele și copacii cu rădăcina în pământ care s-au uscat și care nu se mai utilizează la sistemul economic. Resturile vegetale sunt deșeurile vegetale rezultate în urma activităților de curățare a copacilor, a buzurilor, zone de siguranță, de lungul căilor ferate și drumurilor de rănire a pădurilor și altele asemenea. În perioadele de caniculă și secetă prelungită, arderea miriștilor vegetale sunt uscate și a resturilor vegetale este interzisă. Respectarea acestor prevederi va fi verificată de primarul localității într-un comitet de lucrare în situații de urgență, prin șeful serviciului voluntar în situații de urgență sau o persoană desemnată în acest sens. Arderea miriștilor, vegetație uscată și a resturilor vegetale poate fi interzisă pe perioada de timp sau între anumite intervale orare atenține prin ordine al prefectului. Primarul localității are obligația să aducă la conștiința populației perioadele în care se interzice arderea miriștii, vegetație uscată și a resturilor vegetale, precum și prevederile generale și specifice care trebuie să fie respectate când se execută arderea de miriști, vegetație uscată și a resturilor vegetale. Reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor la arderea miriștilor. Arderea miriștilor se face cu respectarea următoarelor prevederi. Condiții meteorologice fără vânt, obținerea acceptului autorității competente pentru protecția mediului,
parcelarea miniștrilor sunt frateții de maxim 10 hectare. Prin fâșii arate izolarea zonei de apere față de căi de comunicație, construcții, culturi agricole, vecine, instalații, fond forestier prin executarea de fâșii arate. Desfășurarea aderii numai pe timp de zi. Asigurarea până la finalizarea aderii a personalului de supraveghere și stingerea eventualului incendiu. Asigurarea pentru suprafețe de adere mai mici de 5 hectare a suprafețelor și mijloacelor de stingere necesare. Asigurarea în cazul suprafețelor de adere mai mari de 5 hectare a unui pluv, a unui cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire. Pe terenul de pandă, aderea miștelor se face pornind din partea de sus a pandei. Reguli și măsuri de apărare împotrivăției la aderea vegetației uscate și a restului vegetale. Aderea vegetației uscate și a restului vegetale se execută pe respectarea următoarei prevederi. Condițiile de vânt, abținerea acceptului autorități competente, colectarea în grămezi a vegetației uscate și a restului vegetale în calități astfel încât aderea se poate fi controlată, executarea aderii în zone care sunt permite propagarea focului la fondul forestier, construcții și să nu afecteze rețelele electrice de comunicație, conducte de transport, gaze naturale, produse petroliere și alte bunuri materiale combustibile. Curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 metri. Desfășurarea arderii numai de timp de zi, asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingere eventuală incendii, supraveghere pe momentul arderii, stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii, interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor. La executarea arderii, vegetație uscată și arestul vegetal în cadrul gospodării cetățenești, curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi nu este obligatorie. Permisul de lucru cu foc, aderea miniștrii vegetației uscate și arestul vegetal se execută numai după obținerea permisului de lucru cu foc. La executarea aderei vegetației uscate și arestul vegetal în cadrul gospodării cetățenești, obținerea permisului de lucru cu foc nu este obligatorie. Emiterea permisului de lucru cu foc se face prin grija primarului de către șeful serviciului voluntar de urgență sau altă persoană desemnată în acest sens prin dispoziția primarului. La primirea solicitării pentru eliberarea permisului de lucru cu foc și permiterii executării aderii miniștrilor vegetației uscate sau restul vegetale, primarul va dispune de notificare de către șeful serviciului voluntar în situații de urgență sau o altă persoană desemnată în acest sens, a îndeplinirii condițiilor și luării măsurilor de apărare împotriva incendiului în vederea executării aderii în condiții de siguranță. În condițiile constatării respectării cererilor, privind arterea miniștrilor vegetației uscate sau restul vegetale, primarul va transmite un exemplar din permisul de lucru cu focul solicitantului, iar pe cel de-al doilea serviciu voluntar în situații de urgență. Zona de siguranță a drumurilor naționale se va curăța obligatoriu de vegetația uscată și restul vegetale de către administratorii acestora și disocanți de proprietarii de drept ai terenului. Reguli privind fumatul, reglementarea fumatului. Persoana cu atribuții de conducere din cadrul fiecărui operator economic sau fiecărui instituții publice are obligația să reglementeze prin dispoziție scrisă fumatul pe teritoriul unității pe care o reprezintă. În situația în care o construcție sau o amenajare este folosită de mai mulți utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispoziție scrisă emisă de proprietarul construcției sau amenajările respective însușite de utilizatorii în cauză. În dispoziția privind reglementarea fumatului se vor menționa locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, tenând de stațiile publice închise conform legii, în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu țigări, pregături sau brichete, se prevăd obligatoriu locurile cu schele, cofraje și eșafodaje realizate de materiale combustibile, precum și la lanurile de cereale, faza de coacere și zonele împădurite, locurile amenajate pentru fumat. Persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării pe locuri și sectoare activitate. Alte date și informații necesare să fie precizate pentru a continua pericolul de incendiu. Locurile în care este interzis fumatul se vor marca cu indicatorul fumatul interzis. Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul loc pentru fumat. În toate locurile și zonele în care este interzis fumatul se vor instala indicatoare de securitate conform STAS 297-2, SR ISO 6309-2000. Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor se vor amplasa la o distanță mai mare de faze generice față de locurile în care există pericol de explozie, gaze, lichide, combustibile, explozivi, vapori, inflamabile, etc. 10 metri față de locurile în care există materiale solide, combustibile.
lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum și 50 de metri față de culturile de cereale păioase în perioada coacerii și exploatării sau de zonele împădurite. Fumatul este interzis în toate locurile în care nu se admite folosirea focului deschis conform prevederilor prezentului regulament, precum și în spațiile de cazare comună, încăperile cu echipament de electronic de calcul, măsură, control și automatizare, încăperile centralelor termice, locurile cisterne, cofrage și eșafodaje realizate din materiale combustibile, ladurile de cereale în fază de coacere sau de pădure. Se recomandă să se evite fumatul pe roadele de relaxare sau de orină în paturi pe caramele, fotole, etc. Vă mulțumim pentru răbdare. Da. Deci, știți că a fost un control la care o stat la noi în comun și la care îți vă prezint o informare de la sfârșit, datorită că, de fapt, am fost forțați ca să fim în regulă și ce faptul că mi s-a indicat într-o adresă de la Consiliul Județean și știți, totul e bine până când este bine cu bine, dar sunt pentru ceva răspunde. Da. Da. Să punem spre aprobare prezentul domnului. Voi pe vătrele prezentat. Cine este pe aprobare? Da. Abținut? Împotrivă. Deci avem un regulament. Da. Punctul 2. Vrede vătrele prezent interzicerea comerțului ambulant pe teritoriul administrativ al Comunei de Osorului Județ Iași, în afara locurilor speciale, ca plânguri, plințele buboare. Consiliul Local al Comunei Grozolești Județul Iași hotărăște. Se interzice comerțul ambulant pe teritoriul administrativ al Comunei Grozolești Județul Iași în afara locurilor speciale autorizate și avizate, plânguri, plințele buboare. Articolul 2. Comercializarea ocazională a produselor constituie contravenție și se sancționează după cum urmează. Cu sancțiune contravențională principală, respectiv amende de la 500 la 1000 de lei pentru persoane fizice și cu amende de la 2000 la 2500 lei pentru persoane juridice. Cu sancțiune contravențională complementară, respectiv confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate. Articolul 3. Constatarea contravenților și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezentat se face de către Poliția Locală de Grozolești, precum și de alte persoane împuternicite prin dispoziție de către, prin dispoziția primarului Comunii Grozolești, în conformitate cu prevederile OG numărul 2 din 2001 privind regimul juridic al contravenților cu modificările și completările ulterioare. Articolul 4. Secretarul Comunii Grozolești, deținut la Comisia Unicentrală de Prezentat, instituției prefectului Județului Iași pentru control și legalitate, primarului comunei Grozolești, poliției locale și va aduce la cunoștința locuitorilor comunei Grozolești prevederile prezentei hotărâri prin afișare. Da. Aici domnule spune. Și s-a recurs la aceste măsuri din cauza că poate ați auzit și dumneavoastră vin în comuna noastră săptămânal persoane de etnie română, care ăsta mai mult este un paravan pentru ei, sub pretextul că comercializează anumite produse cum ar fi oarece, a unii sau nu știu ce. Ei vin în număr foarte mare, sunt preștii la toate ulițele, satului și unul fi, și urmăresc, nu cu pepini, urmăresc ce? Gospodăriile izolate sau gospodăriile care, în care se află mai multe persoane în vârstă, cum ar fi bătrâni și noi. Ei, și s-au întâmplat, deci s-au sustras din aceste locuințe mai sume însemnate de bani, pentru că ei sunt foarte insistenți, intră în curte, intră chiar după el, de multe ori vreau să schimbe bani, pe trebuie să schimbă, dau bani bătut și n-ar vrea să vei rest, schimbă, zici că să-i schimbe bani, urmărești unde are respectivul bani și după aia revine, urmărește pe bătrân și revine și intră în locuință și trage bani. Și de asta mai am zis că nu cred eu că pentru locuitorii comunii noastre este chiar un beneficiu ăsta că vin ei și ne bat în poartă și ne aduc tot felul de
de produse din astea. Pentru că acum sunt magazine destul de des în comună, au comercializează fel de fel de produse, se găsesc tot felul de produsele în magazine. Și noi de asta am recurs la aceste măsuri. Dacă sunteți de acord, poate ați auzit și dumneavoastră, sunt cazuri nenumărate în toate satele comune s-au întâmplat, nu numai într-un sat. Avem destul pe roșu. Da. Și suntem de acord. Atâta timp ce avem zid de târg joia, sunt spații amenajate, n-au decât să vină acolo. Chiar și cei cu perechi. Pentru că oamenii sunt fraieți. Ei nu prezintă pepeni proaspeți. Omul dă bărnuțul, duci cu el în corp. Da, de proască altare. Cine știe pe unde stau, prin ce căldură, însă așa. Și dă bărnuțul, după aceea vede și-o lua. Și eventual, dacă ripostează sau își arată nemulțumirea, îi mai trage și o izbitură, așa. Datorită acestui fapt, noi am zis că dacă cine are nevoie să duce la cărți, să avea doar roade cu cineva și ia... Și toate magazinele am văzut că comercializează tot felul de produse. Deci sunt persoane și alimentare și tot felul de... Agenții noștri plătesc impozit la primărie la noi, care nu plătesc, vin aici, dar am zis că e logic. Chiar având în vedere că avem satul soci care sunt ocupi, dar zic că se vede oamenii la soci cu debiți, da. La noi. Atât în dâr cât și în sat. Dar cei pe comandul ăsta se poate vin. Da, chiar că ăsta. Deci, în primul rând, s-o degustăm noi aici și facem un video. O aduceți aici. Da, vă rog. Da. Dacă mai vreți ceva să te vedeți, da, și puneți pe aprobare proiect de hotărâre prezentat. Cine se pierde? A cine? Împotrivă. Domnul profesor. Da, eu am nostalgia vremurilor de altă dată, în secolul trecut, când acești negustori ambulanți mi-au marcat copilărie. În sensul că atunci când venea și striga hai la var, era un lucru extraordinar. Când venea ăla cu lada cu sticlă în spate, era un lucru extraordinar. Iar comerțul ăsta ambulant, e din milenii. Este o părere. Ori, practic, noi înăbușim total comerțul ambulant. E adevărat, sunt explicații, dom'le, sunt târguri, sunt magazine uriașe. Dar unii dintre ei, aici vreau să prezizez, sunt cinstiți și trăiesc. Și trăiesc în așa ce vrea puțin. Aveți perfect de prea puțin. Ori noi retezăm totul de la rădăcină. Aveți perfect dreptate, dar acum în vedere cu ocazia vă trebuie din cauza asta. Corect. Aveți perfect dreptate, ce spuneți din eu aș mai spune și altceva. Atunci când e vorba de atunci civic, de acum noastră, atunci când în o gradă a unor bătrâni intră la mine, la vecinul meu, să zice, am vedea de ori Soșeanu, cu doi bătrâni bolnași, și când intră, într-adevăr, acești negustori ambulanți, să știți că apar și eu prin drum pe acolo. Asta și-a la fiecare, domne. Ei sunt total neajutorați și sunt naivi, sunt bolnavi, deși nu realizează pericol. Și bă, dacă mai vede pe cineva în plus, sigur că... Dar te merești. Dar te merești, sigur că... Deci, acum două săptămâni, am venit sunat la primărie, niște bătrâni de ăștia, au avut telefon, Rocul a avut telefon. Cred. Domnule, trebuie prin cap să sune la primărie. Ei, respectiv, eu intrat în curte și insista la să cumpere neapărat, adică aproape obligat. Da. Iar apropo de perioada Harbojos, știți că mă bucur în fiecare zi când trec la poartă și pentru că buzul ăsta sau pietrinii ăștia sunt proiecte extraordinar de sănătoși. Cei care aveți probleme cu medicii, vă recomand să mâncați unul pe zi. E greu să mă duc eu la târg, eu dat pe numai joia, sau să mă urc în mașină să mă duc până la Soși, să cumpăr așa. Eu iau zilnic aproape. Da. Nu de amici. Pe mine mă deranjează altceva, că ați văzut aici, ca să nu fim acuzați de xenofobie, că vin numai țigani.
Nu-i vorba de sunt și că prin doamne ei sunt de acord. Nu-i vorba, așa noi să facem. I-am întrebat, câte hectare ai tu acasă plantați în aici vreau să o completez ei. Nu au nimic. Deci nu au nimic. Au ce stat producător, dar nu au niciun hectar. El îl cumpără de la altul care nu cer și de sar capacele și el îl dai cu prețul cu tipul dat. Da, dar să mai știi ceva. Bunicii ăia, bătrânii ăia de la Matca, de acolo, de la Galați, de la... Așa. Faptul că vin și negociază și îi ia în loc de la poartă, bătrânii o să da, știu, e totuși un mic avantaj cu ei. Chiar dacă sunt... Cum vedeam la televizor, spun că excepționalul ăsta e atât de ușor, și prețul a scăzut, e subordonat, dar ei tot nu lasă mai jos de 1,50 și 2,50, da? Sau 2 lei. Le iau de acolo cu 50 de bani. Dacă ar veni unul de la aici, eu îl fericit, că își caze, dar ăștia care iau cu vin de la dublu preț, sau de două ori, îți va joc de ei. Băi, asta mă știți, putem merge cu adunarea cu totul voi. Deci, eu am trei dacă îi bătălele. Privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunului Osomeni de Iași, aprobat prin hotărâre de guvern numărul 1354 pe 2001. Articolul 1. Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunului Ostovești, aprobat prin hotărârea de guvern 1354 pe 2001 și completat în anexa 49 din hotărârea de guvern 48 pe 2007, centralizat și aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Ostovești numărul 10 din 29-2012, după cum urmează. Punctul A. Se completează cu o poziție nouă, poziția 121, conform anexei numărul 1, la prezenta hotărâre. Articolul 2. Se însușește lista anexă la prezenta hotărâre ce modifică inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Comunei Ostovești, aprobat pe hotărâre de guvern 1354 pe 2001 și completată prin anexa 49 hotărâre de guvern 48 pe 2007, centralizată și aprobată prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Ostovești numărul 10 din 29 februarie 2012. Articolul 3. Primarul Comunei Ostovești, împreună cu aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 4. Secretarul Comunei Ostovești va comunica un exemplar din prezenta hotărâre instituției prefectului județului Iași pentru control de calitate, Consiliului Județean Iași, Biroului Patrimoniu, Licitații, Agenției Domeniului Statului și va aduce la cunoștința cetățenilor comunei prevederile prezentei hotărâri prin afișare. Vă spunem câteva cuvinte. În primul rând, bună seara, cu fel și toți de anuziat un pic. Referitor la proiectul de hotărâri înaintat în acest sens, este vorba de puntea de la Verșe. După cum știți, noi documentăm o documentație tehnică privind reabilitarea obiectivului respectiv. El a fost realizat prin anii 80 de către locuitori din satul Verșe. O bună parte de timp a fost în patrimoniul Ceacă, de Verșe, și ulterior nu s-au mai făcut demersuri de care să fie preluat în inventarul Comunei Ostovești. Am pot noi să spunem la faza asta din a face dovada proprietății pentru obiectivul respectiv. În acest sens am înaintat proiectul de hotărâre. Documentația este în fața de avize. Probabil asta e mai simplu. În tocmirea documentației, cel mai greu să ne fie când nu trebuie să obținem fonduri pentru realizarea acestui obiectiv. Dar orice lucru care e făcut, spun eu, prin pas înainte. Și în așa fel, poate, în perioada următoare, anul următor, să putem începe obiectivul, realizarea reabilitării la obiectivul respectiv. Dacă aveți alte întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supuneți pe aprobare proiectul. Cine este pentru? Abține? Împotrivă. Vă abține? Împotrivă?
La punctul 4 al ordinii de zi avem un proiect de hotărâre privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată, cu asociat unic, Consiliul Local Iosovești, județul Iași. Articolul 1. Se aprobă înființarea unei societăți comerciale de interes local cu asociat unic Comuna Miroslovești, reprezentat de către Consiliul Local al Comunei Miroslovești prin primarul Comunei Miroslovești, având în vedere următoarele elemente de organizare. Denumirea Servicii Publice Locale Miroslovești, SRL, conform dovezii disponibilului denumire, eliberat de Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași. Forma juridică. Societate comercială cu răspundere limitată. Sediu. Se stabilește sediul social al societății prin acordarea sub formă de comodat a spațiului necesar într-o cameră proprietatea Comunei Miroslovești de Iași. Domeniul principal de activitate, cod CAEL 3811, colectarea deșeurilor nepericuloase de pe raza omului. Activități secundare. Iar ca activități secundare sunt vizate următoarele: activități generale de curățire a clădirilor, alte activități de curățenie, lucrări de instalații electrice, lucrări de instalații sanitare, de încălzire, de apă, de aer condiționat, alte lucrări de instalații pentru construcții, lucrări de pardosire și de placare a pereților, lucrări de vopsire, zugrăveri și montări de geamuri, alte lucrări de finisare, lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții, demontarea sau dezansamblarea mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, recuperarea materialelor reciclabile sortate, lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor, construcția de poduri și lucrări de pregătire a terenului. Și tot aici, aici s-a stabilit în funcție din codul de la carieră. Codul de la carieră, la numărul respectiv, așa este. Dar nu era la carieră. 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 Da, să facem ca să păstrăm. Da, vă rog, vreau să vă patrimoniul inițial, capitalul social inițial suscris și vărsat al societății comerciale, servicii publice locale de Miroslovești, destinat în exclusivitate de asociatul unic, este de 200 de lei, constituit în 20 părți sociale la valoare minimală de 10 lei partea. Articolul 2. Cheltuielile necesare pentru funcționarea societății cu răspundere limitată se vor asigura din bugetul local al Comunei Miroslovești. Articolul 3. Administrarea societății se realizează de un consiliu de administrație format din 3 membri aleși, care vor avea puteri depline împreună. Articolul 4. Modul de organizare și funcționare a societății cu răspundere limitată vor fi concretizate în actul constitutiv. Articolul 5. Cheltuielile necesare pentru funcționarea societății cu răspundere limitată se vor asigura din bugetul propriu al societății, din taxele stabilite de Consiliul de Administrație și cu aprobarea Consiliului Local al Comunii Miroslovești ca asociat unic. Articolul 6. Se mandatează domnul gospodar Ionuț, primarul Comunii Miroslovești, pentru îndeplinirea demersurilor necesare în tocmirii statutului societății și stabilirea obiectului de activitate, constând în activități de producție, prestări, servicii și comerț, urmând ca în funcție de necesitățile identificate ulterior, obiectul de activitate să fie completat cu noi activități conform legii. Articolul 7. La data adoptării prezentei hotărâri se aprobă prevederile hotărârii Consiliului Local de Miroslovești 46 din 14.09.2013. 2012. Articolul 8. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se desemnează primarul și secretarul Comunii Miroslovești de Iași. Secretarul Comunii Miroslovești va comunica un exemplar prin prezenta hotărârii instituției prefectului și va duce la acela cunoștința Comunii Miroslovești prevederile prezentei hotărâri prin afișare.
La ce aș fi dispus aici ca proiectul de hotărâre? După cum știți, intenția noastră de a înființa o societate comercială în subordinea Consiliului Local, este de mai înainte. Chiar și anul trecut am avut o intenție în acest sens, însă ne-am oprit, să spunem așa, din diverse motive. Astăzi, în schimb, am înaintat acest proiect de hotărâre, având în vedere și faptul că am făcut demersurile pentru rezervarea denumirii societății respective și ne dorim ca în perioada imediat următoare să demarăm pentru procedurile de înființare. Ca și obiecte de activitate, aici cred că mai putem suporta unele lucruri, dacă dintre dumneavoastră aveți propuneri pentru completarea obiectelor de activitate, da. Suntem de acord să luăm în calcul. Ne dorim, în primul rând, acoperirea acelor activități pe care, în momentul de față, le realizăm. Deci, ca și activități, mai ales de prestări servicii pentru servicii de salubrizare al Comunei Rostovești. De asemenea, sunt și alte activități pe care le realizăm privind reabilitarea unor rumuri, întreținerea spațiilor verzi, care tot la fel sunt importante și trebuie realizate. Și de ce nu, dacă se poate pe viitor, să obținem avizele și autorizațiile necesare pentru a deveni operator pe apă și canal. Poate facem așa concurență cu apa vitală. Activități, cu siguranță, o să aibă societatea respectivă. Sunt multe dintre comune, adică mai cunosc situații în care, mai ales în poate mediul urban, sunt societăți comerciale, dar sunt și la nivel de comun care și-au înființat societăți. Vedeți cine la Sintelie, completeze ceva? Cine banul mie e Consiliul de Administrație? Te interesează? Da. Cine banul mie e Consiliul de Administrație? Deci, până dumneavoastră... Asta o să-l lupa. Da? Da, dar este menționat, nu? Conducerea Consiliului Local. Nu, nu, cineva nu mică, Consiliul de Administrație, deci tot asociatul unic, am înțeles că este Consiliul Local, dar cineva nu mică Consiliul de Administrație și cum va numi? E important să știm și asta. Deci, să nu zic eu unde... Să ajungem în faza aia. Cine va numi? În ce condiții? După ce criterii? Criterii, exact. După ce criterii și după ce condiții? Dacă știu că cei din ce au de astea au indemnizații de milioane de oameni. Dar și responsabil. Nu vor avea asta. Dar trebuie niște persoane competente, ca așa vom opinia de lângă primărie și facem, eu știu, mare membru în Consiliul de Administrație și... Da, probabil să fie niște motivi. Așa, dar nu e rău, pentru că... Nu, cazul nu l-am recompus ceva, dacă tot sau eu știu. Da. Nu știu, condiții. Dacă mai sunt probleme. Supuneți pe aprobare proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru?